Ca și în cazul precedent, pentru a realiza un machiaj de orice tip, în prima fază trebuie să aplicăm baza de machiaj. Vom executa de data aceasta un machiaj de seară, un machiaj de ocazie, în funcție de ce se va întâmpla cu clienta, la ce eveniment urmează să meargă. Aplicăm baza de machiaj. Vom realiza corecțiile necesare pentru acest tip de fizionomie. Și apoi vom trece la fardarea propriu-zisă. Modelul nostru este ușor obosit și se evidențiază cearcăne în zona ochilor. Vom încerca să le acoperim. Nuanța fondului de ten să fie ușor mai închisă. Un truc destul de important este că atunci când fizionomia și tenul permite, putem folosi un fond de ten mai închis la culoare, mai ales în cazul în care suntem foarte obosiți. Pentru că fondul de ten închis la culoare maschează oboseala, cearcănele și ne dă un plus de vitalitate. În realizarea machiajului de seară vom folosi obligatoriu dermatograful negru, niște faturi care se văd foarte bine în lumina artificială. În funcție de preferințele clientei, vom folosi farduri mai închise sau mai deschise. Accentuăm ochii, îi conturăm foarte bine. Negru, apoi difuzăm dermatograful și obținem efectul de gene dese. Mergem mai sus cu creionul dermatograf și creăm o pleapa ideală. Difuzăm dermatograful foarte, foarte bine. Și obținem astfel efectul de gene dese. Stampăm creionul și pe arcadă, astfel încât ne creăm zona de lucru. Să vom folosi o culoare închisă, mai închisă, un gri antracit. Iar pentru o aplicare mai precisă și bună a fatului, vom folosi pensula umedă. Aplicăm fatul pornind de la baza genelor și urcăm ușor, ușor spre arcadă. Umplem pleopa cu culoare și astfel realizăm un ușor efect de smokey eyes. Pentru un efect și mai intens, putem să mai aplicăm un strat de fard. Pentru a elimina cotul intern și arcada, am aplicat un creion alb, iar peste acest creion voi veni cu un auriu. Pentru o privire mai intensă, vom aplica o linie de tuș. Depășind ușor colțul extern al ochiului. Aplicăm două straturi de rimel.
primer se aplică doar pe genele superioare. Se evită genele inferioare pentru că se creează un efect de umbră nedorit. Trasăm conturul pe o nuanță naturală a buzelor. Putem depăși ușor conturul natural pentru un plus de volum. Mai ales că vom folosi o nuanță deschisă, e nevoie de un ușor volum. Mai întindem conturul cu pensula. Urmărim să fie trasat corect conturul. Privim modelul din toate unghiurile. La final, accentuăm pomeții cu un far de obraz. Farul întotdeauna se aplică pe punctul maxim al pomețelui. Machiajul nostru este gata.